ca orice educație, natura ei aduce beneficii pentru cei care o folosesc sau beneficiază de ea. Indiferent că de educație școlară, facem ani de școală, zeci de ani de școală unii, Alții educație financiară, educație biblică, educație uh, în diferite domenii. Acest domeniu este critic pentru sănătatea, pentru viitorul, pentru deciziile pe care le vor lua tinerii, adolescenții. Cursul a fost conceput pentru uh, categoria de uh, 14-19 ani, în special de liceu, și la cerere sau la nevoile acestea. Uh, Vizibile a faptului că tinerii debutează în viața sexuală mai devreme, chiar de 14-15 ani, au fost cazuri în România de la 11 ani, mame adolescente însărcinate sau fete însărcinate. Atunci am, am predat și predăm și la clasele, începând de la cu clasele a 7, a 7 și a 8, deci 14, 13, 14 ani. În acest context, educația sexuală acoperă o nevoie majoră aceea de informații adecvate, științifice, valide, moderne, descoperirile recente, dar puse într-un limbaj, științific rămâne, dar într-un limbaj pe înțelesul tânărului sau elevului. Nu e ceva academic, nu este ceva steril, plictisitor, ci dimpotrivă. Folosim multe metode de pedagogie care sunt care presupune interactivitate, jocuri de rol, discuții, întrebări, răspunsuri, filmulețe, dialog în cadrul grupelor. Deci foarte multe lucruri care fac acest curs sau această informație, această educație atractivă pentru elevi. Alpha.